Zilele acestea, furnizorii de energie electrică trimit către clienți facturile pentru luna aprilie, calculate după noile reguli de plafonare. Cum citim factura, dar și cum vedem dacă am beneficiat de plafonare, aflăm de la Raluca Curteanu și invitata sa. Bun găsit tuturor! Într-adevăr, stăm de vorbă pe acest subiect cu doamna Ioana Crecan, este manager al Departamentului de Activare și Facturare de la Enel. Doamna Crecan, să știți că noi am pregătit și o factură aici. Este o factură al unui apartament cu 3 camere din capitală. Perioada de facturare este 1 aprilie până pe 30 de aprilie, iar consumul este de 246 kWh. Aș vrea să ne spuneți dacă acest client beneficiază de schema de ajutor și ce s-a schimbat față de anterioara schemă de ajutor. Sigur, ne vom uita împreună pe factura clientului, dar până atunci mi-aș dori să povestim un pic, pe scurt, despre noua schemă de sprijin. Dacă cele două scheme de sprijin pe care le-am avut până în martie anul acesta erau pentru, de fapt, clienții beneficiau de plafonare și de compensare, acum de la 1 aprilie, clienții beneficiază doar de plafonare, dar plafonarea este acordată pe baza istoricului de consum din 2021. Noua schemă cuprinde 3 categorii de clienți. Prima categorie sunt acei clienți care au consum între 0 și 100 de kWh pe lună și pentru aceștia vom avea plafonare la 0,68 lei pe kWh. A doua categorie de clienți este cea care consumă între 100 și 300 de kWh pe lună și în cazul acestora plafonare, dar la 0,8 lei, iar clienții care au un consum peste 300 de kWh, medie de consum lunară pe anul trecut, nu beneficiază de plafonare, aceștia vor plăti un cost de furnizare stabilit prin ordonanță și costul de achiziție. Revenind la exemplul dumneavoastră, menționați că acest client are un consum de 246. În regulă, ceea ce înseamnă că se încadrează în categoria 2. Consum între 100 și 300 de kWh, deci beneficiază de plafonare. Și putem să observăm chiar pe factură linia de plafonare. Se încadrează la categoria 2, va avea preț plafonat până la 0,8 lei pe kWh. În cazul în care depășește, să spunem, nu se încadrează în cei 300 de kWh lunar, ce se întâmplă? Dacă media de consum lunar a anului trecut este de peste 300 de kWh, atunci menționam puțin mai devreme faptul că calculul este un pic mai dificil pentru că nu beneficiază de plafonare ca celelalte categorii. Exact. În cazul în care este peste 300 de kWh consumul mediu lunar pe anul trecut, se vor aduna, în cazul clienților acestora, se vor aduna costul pe energia electrică, rezervare, toate tarifele reglementate, taxele și TVA, din care se scad costul de furnizare stabilit prin OUG la 0,073 lei pe kWh, dar și costul de achiziție care este variabil în fiecare lună. Și aici vom avea o diferență. Da? În urma acestei, să zic, calcul, vom avea rezultat o valoare. Dacă valoarea aceasta este pozitivă, atunci se scade din factură. Dacă este negativă, atunci pe factură o vom regăsi cu plus. Și acum revenind la această factură, ea se încadrează, deci are 246. Pe scurt, ne puteți explica la fel cum s-a făcut calculul? Sigur. Să vedem, am stabilit împreună că se încadrează clientul la plafonare. Hai să vedem cum beneficiază de această reducere, exact, să numim în urma schemei de sprijin aplicate. Dacă adunăm energia activă cu toate taxele reglementate, tarifele și TVA-ul, în cazul acestui client observăm că această sumă este peste 0,8 lei kWh. Ceea ce înseamnă că suma rezultată, scădem din ea 0,8 lei kWh, iar diferența rezultată, clientul o va regăsi pe factură, pe pagina 3, la detaliul plafonare OUG 27 din 2022 cu minus. Am înțeles, este destul de clar, însă aș vrea să știu dacă sunt nelămuriri, cum poate clientul să ia legătura cu dumneavoastră? În cazul în care sunt nelămuriri, până să ajungă clientul să ia legătura cu noi, noi avem atașat și în factură o informare către client în care este explicată schema de sprijin, cum beneficiază, care sunt prețurile la care sunt plafonați în funcție de categorii. În cazul în care
nu reușim să înțelegem sau poate nu mai avem notificarea la îndemână. Bineînțeles, se poate adresa furnizorilor Enel Energie sau Enel Energie Muntenia, fie pe chatul nostru de pe site-ul Enel, fie prin e-mail din contul MyEnel, magazinele noastre Enel sau, de ce nu, direct pe adresa noastră de e-mail.